Pentru societatea românească care a ieșit dintr-o construcție de stânga, dintr-o societate și un regim comuniste, soluția firească pentru remedierea tuturor celor care trebuiau remediate, soluția firească era dreapta. Deci, reforme de dreapta, inițiativă privată, jocul liber al proprietății și inițiative private. Deci, cred că, într-o anumită măsură, s-ar putea spune că toate forțele politice au mers mai mult sau mai puțin spre dreapta, în raport cu punctul de plecare. Chiar cele care s-au declarat și se declară ca fiind de stânga, dar și aici e o discuție, fiindcă s-a pus totuși sub semnul întrebării conținutul de stânga, nu al politicilor PSD-ului, nu? Mai ales când era lăsat să premier, sigur, da. Da. Deci și cu toată oligarhia lor, nu? Cu toți îmbogățiții lor și așa mai departe. Deci discursul a fost de stânga, dar până la urmă, practica, mă gândesc că n-a fost neapărat de stânga sau a fost într-o bună măsură de dreapta. Pe de altă parte, sunt și trebuie privit și în direcția cealaltă. E toată moștenirea comunistă și mentalități în structură, dar și mentalități. Deci, obișnuința oamenilor să fie asistați de către stat și din partea statului, un anume autoritarism. Deci, până la urmă, e un amestec, e altceva decât într-o societate de tip occidental. A fost și multă ipocrizie, în fapt, fiindcă, deși ne țineau accentuat o retorică de stânga, cum spuneați dumneavoastră, cei care se revendicau de la stânga practicau politici de dreapta, au practicat... Bun, încă o dată, cred că inevitabil politicile de dreapta au trebuit să fie aplicate, fiindcă dacă nu erau aplicate, nu mai ieșeam niciodată din comunism. Pe de altă parte, și oamenii care s-au revendicat, decidenții politici care s-au revendicat de la dreapta, a trebuit să joace după, sau pe un calod adesea stângist. Care ar fi explicația acestei stări de fapt, în punctul de vedere? Fiindcă, pe de o parte, eu știu, ieșirea din comunism și crearea unei societăți, să-i spunem, de tip capitalist, presupunea politici de dreapta. Pe de altă parte, existau numeroase frâne, și instituționale, și materiale, și mentale, cu foarte bună măsură, care țineau România într-o zonă de politici de stânga. În spațiu public. E destul de greu în România să ții un discurs de dreapta, fiindcă oamenii s-au obișnuit atât de mult cu condiția asta de a fi, nu, poate cuvântul asistați nu este cel mai potrivit în toate situațiile, dar în orice caz, oamenii s-au obișnuit ca statul să aibă grijă de ei, s-au obișnuit cu situația lor de bugetari, de pensionari și așa mai departe, cu o veche situație când toată lumea avea de lucru, nu se făceau concedieri și lucrurile astea deranjează. Când se petrec, eu știu că ne îndepărtăm de modelul ăsta care s-a imprimat în mintea multora. Și atunci, pe de o parte, avem o politică de dreapta, la care nu spune numele, iar pe de altă parte, reacții, inerții din astea de stânga, care vin și dinspre populație în mare măsură, dar sigur și dinspre factorii politici. Nu, dacă eu nu prea cred în împărțirile astea, dreapta, centru și stânga, cred încă și mai puțin când aplicăm conceptele la spațiul român.